simt. E Radu Paraschivescu la Digi FM. Ca să știi. Bună dimineața, Radu, bine ai venit. Bună dimineața. Într-o săptămână foarte interesantă, nici nu ne gândeam noi luni când ai venit aici în studio că se vor întâmpla atâtea lucruri prin Parlament, mai ales unde am avut parte de imagini cu un puternic impact emoțional. Am avut o apropiere chiar foarte intensă între George Simion și Virgil Popescu, ministrul energiei. S-au spus cuvinte, hoțule, rusule, prostule, de ce nu? E o imagine cu cei doi în care ambii au gura deschisă. Ai impresia că vorbește omulețul din cerul gurii de la Simion cu omulețul din cerul gurii de la ministrul energiei. Da, și ieri a continuat cumva treaba asta, în comisie acolo s-a discutat schimbarea regulamentului, iar domnul Alfred Simonis, care conducea ședința, a avut o reacție legată de un coleg al domnului George Simion, pe principiu, zi la maimuță să plece. Of. Asta se întâmplă în Parlament. Bănuiesc că nu te miră. Nu, nu mă miră. Depinde și cu cine faci comparația, pentru că există secvențe din alte sesiuni parlamentare unde e cu bătaie, deci e ca în filme. Parlamentul din Hong Kong, au fost scene prin Ucraina la un moment dat, păruieli. Deci spui că vrem o țară ca afară. Avem deja, avem deja, n-are rost să mai tânjim după ea. Acum am auzit și am și văzut dialogurile nepoliticoase. Dacă ar veni cineva de afară și ar spune clasa politică este o menagerie, oamenii aia de acolo dinăuntru s-ar formaliza. Spune, nu e adevărat, eu insultă, noi aici avem un rost, facem niște lucruri, am fost votați ca să avem grijă de voi. În schimb, înăuntru celulei se pot face mai mulți unul pe celălalt, fără niciun fel de problemă. Asta e interesant. Și cred că vina e a noastră până la urmă. Unu, că i-am trimis acolo, doi, că avem așteptări. Unu pentru bani, doi pentru show. Cred că noi chiar ne închipuim că ei reprezintă o elită, o variantă bine oxigenată a românului de rând, care odată ajuns acolo dobândește un comportament de camera lorzilor, vorbește frumos și are o minte perfect calibrată pe interesul național. Nici vorbă. E ca pe trotuar și e ca pe rețele de socializare. Vezi de toate felurile. Așa că oamenii ăia nu trebuie să ne mire. A, că ne pot întrista, că ne pot enerva, da, dar surpriză n-ar trebui să încapă în momentul în care noi știm că oamenii ăștia așa se comportă. Avem scene din trecutul mai apropiat sau mai puțin apropiat. Ciocul mic, acum suntem noi la putere. Asta a fost rostită în direct într-o emisiune TV. E o clasică, insulte, da. Înjurături de morți. Avem exemple, iarăși, multe. Tot felul de orori de exprimare care vin din partea unor oameni cu putere, care au fost sau sunt în Parlament. Prin urmare, unde este surpriza? Cred că e una dintre consecințele contraculturii care își face simțită prezența, nu doar în politică, în tot felul de medii, contracultură sau selecție negativă. Și cred că, iarăși, intrăm în rândul lumii cu tipul ăsta de comportament precambrian. Să ne aducem aminte că la o emisiune, nu mai știu, cu vreo 15 ani în urmă, Vladimir Jirinovski era invitat într-o emisiune TV și a luat un pahar cu apă și l-a aruncat în fața interlocutorului. Dar am avut și în România astfel de episoade. Am avut și în România, păi, povestea cu ciocul mic. Asta exact, a plecat de la un pahar cu apă repezit în figura cuiva, da? Dacă ar fi să faci o comparație cu epoca Vadim, cum se pare? Suntem acolo, suntem mai jos, peste, am reușit să-l depășim acum. E greu de depășit Vadim. Adică în momentul, eu am văzut în direct emisiunile acelea, edițiile, dialogurile cu doamna Zăvoranu, mama, dialogurile cu tânăra din Bistrița, care fusese, mi se pare, membru PRM, nu mai știu cum o cheamă, și care a venit într-un studio de televiziune, într-o emisiune în direct, noaptea pe la 11:30-12, și care a fost întâmpinată cu niște rafale de măscări. Cum Vadim Tudor știa foarte bine să distribuie. Prin urmare, sunt niște epigoni oamenii. E adevărat însă că, dacă ați observat, domnul Simonis, care apropo, cred că e șef de grup parlamentar, nu-i fite cine, da? Domnul Simonis își dă masca jos când povestește figura cu maimuța. Ca să fie bine înțeles, adică să nu existe vreun strop de confuzie, să nu creadă cineva că a spus altceva decât ce a spus, plus amenințările cu bătaia, care sunt, cum să zic, comportamente de Maidan,
Pentru că mulți dintre oamenii ăștia sunt veniți de pe Maidan, și nu de pe Maidanul politic, ci de pe Maidan, unde se bătea mingea. Nu o să umblăm la etimologie, să vedem de unde vine Maidan, ce înseamnă Maidanin, turcă, să vedem că sensul este un pic altfel. Dar oamenii ăștia vin din peluze, să nu uităm, domnul Simion face parte, o conduce celula unii sub tricolor, care celulă face prăpăd în momentul în care asistă la un meci de fotbal. Face prăpăd și mai ales îi ia în vizor pe maghiari. Nu se știe de ce. Deși nu joci cu Ungaria, asta e interesant. Eu am auzit, am mai spus povestea asta, l-am auzit strigând afară cu ungurii din țară la un meci România-Danemarca. Deci nu trebuie să ne mirăm. Trebuie să constatăm un nou episod de contracultură, să constatăm că avem prea puține șanse și că oamenii bine alcătuiți sunt o minoritate, inclusiv în Parlament, și să nu așteptăm recorduri de vulgaritate, pentru că, repet, ce s-a petrecut cu 10 ani, cu 15 ani în urmă, e foarte greu de egalat, mai ales dacă se va umbla și la tot felul de chichițe regulamentare care să împiedice acest tip de comportament. E adevărat, e o chichiță pansament, pentru că pe un om de genul ăsta nu poți să le duci, interzicându-i ceva sau impunându-i sau, știu eu, amenințându-l cu o amendă sau cu alt tip de penalitate. Și cum așa e. Și să spunem că de cele mai multe ori, deși vedem în fața camerelor fiind atât de porniți unul împotriva celuilalt, de multe ori în spatele camerelor se înțeleg și am asistat în direct la așa ceva cu cât? În 2006 a fost, știu că a luat Orhan Pamuk Nobelul pentru literatură, eram într-un studio, așteptam să intru într-o emisiune să vorbesc despre Pamuk. Și în studio erau doi politicieni din partide diferite care s-au certat furcă. N-au sărit unul la altul pentru că era moderatoarea între. Dar în rest ce-au spus tot ce era de spus. Și după ce a intrat publicitatea, unul dintre ei s-a întors spre moderatoare și a întrebat: a fost bine? Sub ochii mei. O dilemă. Atunci când vorbim despre aceste personaje, pe principiu să-i tragem de mânecă, să-i arătăm oamenilor, le facem un bine că îi mediatizăm, le facem reclamă, sau ei au așa un minimum de jenă? Adică e valabilă regula bad publicity is good publicity? Nu știu dacă în cazul acestor oameni mai e nevoie de publicitatea pe care le fac media. Mi se pare că nu e nevoie. Adică ei oricum își fac reclamă singuri, se filmează abuziv, au grijă să încalce cam toate regulile care se pot încălca, au grijă să comită abateri peste abateri, iar asta firește că aduce un soi de notorietate. Că e o notorietate negativă, nu pare să-i preocupe. Cu această notorietate negativă, dacă de AUR vorbim, ei au ajuns la cât 20-20 ceva la sută. Prin urmare, nu știu dacă are vreo eficiență faptul că noi vorbim despre ei, faptul că spunem ce n-au făcut bine, ce au făcut bine, dacă se întâmplă să facă lucruri bune. Nu, eu cred că ei au ajuns deja suficient de sus ca să n-aibă nevoie de proptele mediatice. Hai să vorbim puțin și despre live-urile pe Facebook făcute de acolo din Parlament, pentru că și acesta este un subiect care acum ajunge să fie dezbătut și chiar interzis, pentru că mulți nu se simt în largul lor când telefonul este foarte aproape și sunt provocați în timp ce au poate un discurs în fața Parlamentului sau alte acțiuni pe acolo. Da, asta face parte din arsenalul de șicane pe care acest partid, nu știu dacă l-a inventat, că bănuiesc că nu e invenția lor, dar l-a perfecționat. Și mi se pare și mie logic să nu te lași sau să faci ceva, să impui niște reguli în așa fel încât să nu vină oricine să stea cu telefonul în nasul tău când tu poate ai altceva de făcut. Oamenii ăștia au o voluptate a filmării. În felul ăsta arată că sunt activi și în felul ăsta îi șicanează pe ceilalți, le tulbură gândurile și fac atmosferă. Absolut normal să filmezi o sesiune a Parlamentului. Apropo, una dintre cele mai plictisitoare emisiuni din istoria televiziunii, istoria mondială a televiziunii, era Cronica Parlamentară, în care nu se întâmpla nimic de obicei, dar aveai sentimentul că regula democratică este respectată. Noi am votat și atunci avem dreptul să știm ce fac oamenii acolo. Și oamenii aia făceau niște lucruri de o plictiseală crâncenă. Adormeai foarte ușor. Foarte ușor și adormeai la fel de ușor cum adormeau unii din cei de acolo din sală. Pentru că am văzut și asemenea cazuri. Acum se dă și o dinamică prin aceste live-uri, prin aceste întreruperi. Dai o dinamică discursului parlamentar. Se transformă în noră pentru mama.
bâlci. Se transformă în bâlci. Ori bâlciul, circul, este un instrument de lucru în cadrul acestui partid, nu numai a lui. E adevărat. Prin urmare, dar trebuie filtrate cumva filmările astea, în așa fel încât să nu fii tot timpul la cheremul cuiva care vrea să-și bată joc de tine. E util să dai informații, e util să faci și filmări, dar cred că ar fi cazul ca oamenii ăia să-și păstreze perimetru, să filmeze din perimetrul lor și fără hăulit, fără doine de bejenie, fără tot felul de apostrofări. Adică vrei să filmezi, filmează, dar nu faci atmosferă, că totuși nu ești pe stadion. De data asta, cel puțin, nu ești pe stadion. Și cum se pare că și bannerele vor fi interzise în Parlament, iată, un instrument folosit la ocazii speciale. Da. Acum, nu știu dacă bannerul are capacitatea de rută pe care o are apropierea fizică sau pe care o are filmarea abuzivă. De multe ori, bannerele sunt forme de umor. Prin urmare, cred că oamenii care au inteligență și umor și reușesc să pună într-un banner un mesaj bine țintit, ar trebui lăsați. Eu știu, am văzut bannere și la când Traian Băsescu a condamnat comunismul, exact. Am văzut tot felul de cearșafuri de astea cu caricaturi grotești, cu celule de închisoare, cu zeghe, cu tot felul, dar ăla nu e banner, aia e altceva. Câtă vreme nu ne intersectăm cu domeniul huliganismului politic, eu cred că bannerele sunt binevenite. Am avut snopuri de bannere în Piața Victoriei cu 4 ani în urmă, 5 ani în urmă. Unele dintre ele foarte inspirate, ele au fost și strânse într-o carte, de altfel. Prin urmare, nu cred că un banner te poate deșuruba într-atât încât să-ți afecteze randamentul. Radu, îți mulțumim pentru comentariul tău și ne îndreptăm și noi către gramatică, unde imediat venim cu câteva greșeli, dar bineînțeles și cu variantele corecte. Iar la final, bineînțeles, avem știrile cu final. Ne așteptam, nu pierdeți știrile de la 9:30 imediat.